Cine suntem noi? De unde venim și încotro ne îndreptăm? Ce rol avem? Care ne este menirea? Stres, grabă, nervi, unde ne grăbim, oameni buni? Am uitat să fim oameni. Am uitat să fim oameni buni, să fim darnici. Am uitat să iubim. Am uitat să iertăm. Am uitat că fericirea ne-o facem noi. Nu mai vezi vecinii să stea împreună așa cum îi vedeam în copilărie. Fugim, ne grăbim. Unde? Încotro? Atâta ură și invidie între oameni, de ce? Pentru ce? Unde au dispărut corectitudinea, bunătatea, onestitatea, înțelegerea, prietenia necondiționată? O sumitine de întrebări care în ziua de azi rămână fără răspuns, la care nici măcar nu ne mai ostenim a ne gândi. Probabil că ne este mai comod să ne cuibărim în zona noastră de confort și să nu ieșim din peștera egoismului în speranța că totul va fi bine și de aceea pot să fac un bine. Din când în când, cred că fiecare dintre noi ar trebui să deschide ochii bine și să vadă ce se petrece în jurul său, pentru a realiza că nu merită să treci pe lângă un om în suferință și flămând cu viteză lumine fără să te oprești la semaforul vieții. Din când în când, merită să te oprești, să tragi adânc aer în pept și să realizezi că nu merită să treci prin viață cu asemenea viteză. Erou este acela care și-a dărâmat viața unui lucru mai important ca el însuși. Atunci am urât viața, a spus împăratul Solomon, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși, el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am igonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune.